Un accident s-a produs în seara zilei de marți, 9 august, între două autoturisme la intersecția străzii Gheorghe Șincai cu bulevardul Tudor Vladimirescu din Drobeta, Turnu Severin. În urma impactului dintre cele două autovehicule, a rezultat o victimă fiind transportată la spital pentru investigații suplimentare. Impactul s-a produs între două autoturisme în urma acestuia, înregistrându-se o victimă. Un echipaj al detașamentului de pompieri Drobeta și o ambulanță s-au deplasat la locul evenimentului. La data de 9 august, anul curent, ora 21:37, poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un bărbat participant la trafic cu privire la faptul că la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Șincai s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul poliției municipiului Drobeta Turnu Severin, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că o femeie de 56 de ani din județul Mehedinți, în timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Tudor Vladimirescu către strada Cicero, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto și avarierea celor două autoturisme implicate. Conducătorii auto posedă permis de conducere corespunzător categoriei vehiculului condus și nu se aflau sub influența alcoolului. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii din cadrul brigăzii rutiere efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului rutier. În acest caz, polițiștii rutieri au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.